astăzi testăm Amigo, our juicy friend. Vine și cu băț. Este destul de mărișoară. E, 200 ml. Și am pe cel care nu vrea să testeze cu mine, care testează și el, dar varianta de căpșuni. Ai băut? Da, ai luat varianta cu pai sau aia fără? Da, am primit unele care nu aveau pai sau s-au desprins că nu. Și testăm imediat. Mă enervează paiele astea de carton, de-abia poți să-l bagi, să-l înfingi. Nu e bun. Nu știu cât de no artificial flavors, dar are chiar aromă de copșuni, de afine. Ia să vedem ce zice aici. Minim 10% conținut de fructe. Sugar concentrat, apples. Deci, măr, struguri, blueberry, strawberry, raspberry, blackberry, lemonberry. Aici avem avem totuși un conținut de minim 10% de suc, concentrat de suc, de fapt, din asta, dar e chiar ok la gust. Deci, rămâne, mai luăm. Asta am luat de la Kaufland undeva la 2,70 lei, parcă. Ceva de genul, în orice caz până în 3 lei. Deci, merge, amigo. Amigo, ești ok. Bye!